ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit două rețete de înghețată, înghețată cu ceai matcha și înghețată cu fulgi de nucă de cocos. Vă prezint ingredientele necesare. Prima rețetă de înghețată, înghețata de cocos, cu doar 3 ingrediente. Voi adăuga 400 de ml de frișcă lichidă într-un bol. Frișca lichidă conține 35% grăsimi și am ținut-o în frigider până în acest moment. Trebuie să fie foarte rece atunci când o veți mixa. Prima dată o vom mixa la viteză mică timp de câteva secunde, apoi vom mări treptat viteza până la viteză maximă. Timpul de mixare depinde și de potența mixerului dumneavoastră. În momentul în care veți obține o consistență ușor solidă, în acest moment vă veți opri din a mixa. Eu am mixat frișca timp de un minut. Voi adăuga 170 de grame de lapte condensat cu zahăr și voi mixa la viteză medie timp de un minut. Voi amesteca puțin cu o spatulă. Am obținut o consistență foarte cremoasă și ușor solidă. Peste această compoziție voi adăuga fulgi de nucă de cocos. Puteți să adăugați și nucă de cocos proaspătă și o veți da prin răzătoarea cu orificiul mic. Vom amesteca foarte bine, luând compoziția de jos în sus. Adăugăm treptat fulgi de nucă de cocos. Și aceasta este compoziția de înghețată cu fulgi de nucă de cocos. Voi adăuga din această compoziție în formele în care doresc să fac această înghețată, iar în caserolă eu voi adăuga bucăți de cocos proaspăt. Această parte la fel este opțională. Deasupra voi adăuga fulgi de nucă de cocos și puțin sirop de ciocolată sau ciocolată topită. Această parte la fel este opțională. Și o voi introduce în congelator pentru cel puțin 8 ore. O altă variantă de a servi această înghețată de cocos, vom adăuga ciocolată topită sau sirop de ciocolată, compoziția de înghețată, puțin sirop de ciocolată sau ciocolată topită, compoziție de înghețată, apoi sirop de ciocolată. Vom presera fulgi de nucă de cocos și aceasta este cea de-a doua variantă pentru înghețata de fulgi de nucă de cocos și o voi introduce în congelator. Voi face curat pe masa de lucru și voi continua cu cea de-a doua rețetă de înghețată. Înghețată de matcha cu doar 3 ingrediente. Chiar dacă voi folosi lapte condensat cu zahăr, ceaiul de matcha este foarte sănătos. Într-un bol voi adăuga 350 de ml de frișcă lichidă. Frișca trebuie să conțină cel puțin 35% grăsimi și să o țineți în frigider până în momentul în care vă veți apuca să faceți această înghețată. Peste frișcă voi adăuga 150 de grame de lapte condensat cu zahăr. La fel, linkul acestei rețete o să vi-l las într-un link în descriere sub videoclip. Iar peste ceaiul de matcha eu folosesc 10 grame de ceai matcha. Dacă vă place gustul intens de matcha, adăugați 15 grame de ceai matcha, dar nu mai mult de 15 grame, deoarece ceaiul matcha are un gust amar și vă poate da un gust amar acestei înghețate de matcha. Peste ceaiul de matcha voi adăuga puțin câte puțin 30 sau 40 de ml de frișcă lichidă sau puteți înlocui frișca lichidă cu apă călduță și voi amesteca foarte bine până ce voi obține o pastă. Și am obținut această consistență. Iar toată această pastă o voi trece printr-o strecurătoare, lăsând-o să cadă direct în bolul unde am frișca. Am terminat de strecurat toată compoziția de ceaiul matcha. Puteți să adăugați și 3 linguri cu vârf de zahăr, deoarece ceaiul matcha are un gust amar. Dacă nu vă place gustul amar, de aceea v-am spus, 10 grame de ceai matcha este suficient. Voi mixa la viteză mică timp de câteva secunde, apoi voi mări treptat viteza până la viteză maximă și voi mixa până ce voi obține o consistență cremoasă. Timpul de mixare depinde de potența mixerului dumneavoastră.
Am mixat timp de 2 minute. Voi adăuga toată compoziția într-un bol, dar în acest bol, opțional, eu voi adăuga ciocolată topită, apoi compoziția de înghețat, peste care voi adăuga ciocolată topită. Această parte este opțională. Foarte simplu și foarte ușor de făcut. O voi introduce în congelator, iar mâine dimineață voi continua cu rețeta. Am scos înghețata de cocos în care avem și ciocolată și înghețata de cocos fără ciocolată. Am pus ciocolată doar deasupra și înghețata de matcha. Le voi lăsa la temperatura camerei timp de 30 de minute. După aceste 30 de minute voi continua cu rețeta. În această înghețată am adăugat și bucăți de nucă de cocos proaspătă. Fiecare o va decora cum dorește, eu voi adăuga nucă de cocos proaspătă și puțin sirop de ciocolată. Aceasta este înghețata cu fulgi de nucă de cocos și bucăți de nucă de cocos proaspătă. Aceasta este înghețata în care am adăugat și sirop de ciocolată. În bolul în care vom servi înghețata, eu voi adăuga ciocolată. La fel voi adăuga puțin sirop de ciocolată și fulgi de nucă de cocos. Aceasta este înghețata cu fulgi de nucă de cocos și ciocolată. Dacă doriți să faceți doar cu fulgi de nucă de cocos, omiteți partea în care am adăugat ciocolată. Iar aceasta este înghețata matcha cu ciocolată. Ciocolata am adăugat doar deasupra și pe marginea bolului în care am adăugat înghețata. Iubitorii de ceaiul matcha vor adora această înghețată. Voi adăuga puțin sirop de ciocolată și o vom putea servi. Aceasta este înghețata din ceai matcha. Aceasta este înghețata cu bucăți mari de cocos proaspăt, iar aceasta este înghețata cu fulgi de nucă de cocos. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi aceste două rețete.